Vă prezint acum un Mercedes 190, tot de la Burago. Eu nu știu, trăgeam de capotă, credeam că se deschide, dar nu se deschide. A avut foarte mult kit pe botul ăsta aici, macheta, cred că cineva a vrut să facă racing, dar n-a nimerit modelul, sau n-a avut răbdare să o termine, să o finalizeze. Și a trebuit să-i scot tot kitul ăla după bara asta din față, ca să revină el la forma lui inițială. I-am aplicat un gri șobolan metalizat. Interiorul era foarte zdrențuit, i-am dat și o culoare roșie. Și așteptăm niște numere de matriculare. Și cam asta este Mercedes-ul. Roșu cam puternic țipător în interior, dar sperăm cu timpul să-l schimbăm. Și cam așa arată Mercedes-ul 190 de la Burago.